Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit la știrile Nest Channel. De data aceasta filmăm dintr-un cadru informal, pentru că suntem la Vama Siret, aici unde este punctul de trecere al frontierei Siret și unde valuri de refugiați continuă să vină în România și să fugă din calea războiului. Un război pe care nimeni nu și l-a dorit, un război între Rusia și Ucraina, care în momentul de față atrage după sine consecințe nefaste. Vedem că prețul la gaze naturale s-a scumpit, prețul petrolului a ajuns la $100 pe baril, un preț care nu a mai fost din 2014 atât de ridicat și, bineînțeles, vorbim și de consecințe umane, de victime umane pe care le lasă acest război în urmă. Aici, la Vama Siret, atmosfera este una destul de agitată pentru că oamenii continuă să vină și sunt întâmpinați de voluntari care îi întâmpină cu o băutură caldă, cu mâncare, le oferă transport gratuit sau chiar cazare pe 48 de ore în tabăra mobilă amplasată aici. Constant vin autobuze, autocare, care îi transportă pe aceștia în orașele Rădăuți, București sau oriunde își doresc aceștia să ajungă. 70.000 de ucraineni au intrat în țară în zilele acestea și dintre aceștia mai mult de jumătate vor părăsi țara și se vor duce în țări precum Cehia, Italia, Polonia, Germania, dar foarte mulți dintre ei vor rămâne aici, nu se știe pentru ce perioadă. O să-l rog pe colegul meu să mă urmeze pentru că vrem să stăm de vorbă cu voluntari. Aici au fost prezenți oameni de la asociații care și-au rupt din timpul lor, din resursele lor pentru a-i ajuta pe refugiați, pentru a le oferi strictul necesar, ca să zic așa, pentru că aceștia în momentul în care au părăsit Ucraina au plecat doar cu ce au apucat să ia la ei, cu bagaj și cu speranța că se vor putea întoarce să-și revadă familiile. Haideți să stăm de vorbă de la Nest, nu mă deranjez, cu ce vă ocupați, ce faceți aici? Împărțim alimente, articole de igienă personală, carduri SIM pentru cei refugiați. Înțeleg că de dimineață ați tot stat aici și ați împărțit... Da, de dimineață de la ora 8 am fost. Ce părere aveți despre valurile de refugiați? Cam cât ai estimat că au fost până acum? Credeți-mă că nu știu, n-am apucat să stau jos de când sunt aici. Și ce le oferiți mai exact? Păi avem hrană pentru așa, principal pentru copii avem mâncare, periuțe de dinți, paste de dinți, pampers, pături, deși cam ducem lipsă de pături. Și oamenii cum sunt? Receptivi? Sunt bucuroși de primirea călduroasă pe care le-ați oferit-o? Da, am avut mulți oameni care chiar m-au întrebat dacă este totul pe gratis așa și de ce. A fost surprins de chestia asta. Din partea Iisus Suceava sunteți, nu? Da. Am văzut că mai sunt voluntari și din partea altor asociații. Ați colaborat cu aceștia? Da, sigur. Am colaborat cu ei. Dacă avem nevoie de ceva, ne ajutăm unii pe alții cum putem. Mulțumim foarte mult și succes! Mulțumim! Mergem mai departe. Oamenii sunt foarte implicați și credeți-mă că sunt aici de dimineață. Unii au stat și de 3 zile. O să încercăm să luăm atmosfera din zona. Acum am dau seama, aici e semnalul gros pe luam de aia. Ați intrat la calafie, ești la ce dorită. Ne amintim că este a cincea zi de la începerea războiului și Rusia a reluat în această dimineață bombardamentele asupra principalelor orașe ucrainiene, Kiev și Harkov. A fost lovită și o localitate aflată în apropierea capitalei, unde o rachetă a distrus un bloc de locuințe. Asta în timp ce au început negocierile între delegația Ucrainei și cea a Rusiei. Președintele Ucrainei, Zelenski, cere Uniunii Europene să primească țara în UE printr-o procedură de urgență, astfel încât să beneficieze de sprijinul
armatei, pentru că nu reușesc să facă față trupelor rusești. Trupa rusească se prăbușește și ea, acesta este consecința războiului, consecința faptului că Uniunea Europeană a decis să taxeze drastic Rusia. Rubla a scăzut cu 30% după ce Occidentul a anunțat noile sancțiuni. Cam aceasta este atmosfera, dragilor. Vorbim totodată și de un bilanț de oameni care au murit, care și-au pierdut viața. Și nu vorbim doar de cifre, pentru că noi atunci când vorbim despre oameni, tindem să îi vedem ca pe niște cifre, dar sunt oameni care au în spate familii, care au în spate copii. Și acest război a produs într-adevăr adevărate traume, adevărate drame. Sunt femei, vorbisem mai înainte cu femei, cu copii care au trebuit să plece și să-și lase soții în Ucraina, deoarece aceștia n-au mai putut părăsi țara. Pentru că în Ucraina s-a dat legea marțială și atunci toți bărbații trebuie să meargă la armă. Observăm că aici carele de transmisiune ale televiziunilor române și nu numai sunt în continuă mișcare și transmit din oră în oră de aici, de la Vama Siret. Vorbim de aproximativ 5.000 de pierderi umane din cadrul armatei rusești, dar și din cadrul Ucrainei, din cadrul trupelor ucrainiene. Stăm acum de vorbă, o să încerc să trecem pe aici. Ce faceți aici? Păi distribuim alimente, apă, pături. Le-am terminat, din păcate le-am terminat păturile, am avut vreo 200 de pături și le-am terminat. De cât sunteți aici? De cât vreme? Două zile. Sâmbătă, ieri n-am fost, dimineața asta am venit iarăși, mâine iarăși alt transport. Cât se poate, putem să fim despolos celor care vin de dincolo. Este obositor și ce vă face să stați aici și să îndurați frigul, iată? Plânsetele oamenilor, cei care plâng și care când iau ceva mulțumesc foarte mult. Am dat la niște copilași împreună cu mamele lor și plângeau așa de mult, mi-a rupt inima. Asta ne face să fim puternici, să îndurăm și frigul care este acum, dar se merită să facem lucrul acesta. Ce le distribuiți? Vorbim de apă, de sandvișuri? Apă, sandvișuri, pături, așa cum am spus, cartele, dulciuri avem pentru copii, multe. Ați aflat niște povești ale oamenilor, bănuiesc că de când stați aici ați avut ocazia să auziți? Da, era un aflat cu un bătrân și care a zis că și-a lăsat familia acolo și el se duce la copii. În Italia, se zicea, dar au zis că așteaptă să liniștească, să vină și cei din jurul, adică de acolo, de acasă, de la el. Au zis că dincolo sunt foarte mulți care așteaptă să treacă în partea asta. Noi am mai trimis și acolo două microbuze pline cu apă, cu pături, cu multe chestii. Și au fost de folos acolo, mai mult în nevoie decât aici. Aici mai sunt unii care le dau, dar acolo sunt foarte puțini care trec dincolo. Dar ce se întâmplă? Se blochează undeva acolo fluxul da, de oameni? Da, la ucraineni se blochează și trec foarte greu acolo. Dar aici, la noi, la români, trece repede. Am înțeles că și la Cernăuți s-a aglomerat foarte mult valurile de refugiați. Da, sunt foarte, foarte mult. În principiu sunt ăștia din India, nu știu, sunt foarte, foarte mulți și ăștia intră repede. Probabil că au prioritate mai multă. Vin și ăștia la alți din Ucraina, dar ăștia la alți vin cu valuri. Cum îi vedeți acum, sunt foarte mulți. Da. Vă mulțumesc tare mult și succes! Mulțumim! Să aveți o zi frumoasă! I can't tell you for sure. You want some water or something? Dacă mergeți acolo este domnul la cultură, că părintele cu păruat. El e... După cum vedeți,
tirurile cu alimente, cu provizii și cu ceea ce au ceea ce este necesar în momentul de față pentru acești ucraineni, continuă să traverseze zona. De zonă. Acum se lasă asta și mă întoarce. Deci, după cum vedeți, oamenii sunt într-o continuă, într-un dute vino continuu, pentru că trebuie să ajute acești refugiați. Reamintim faptul că la orele dimineții a fost aici prezent Lucian Bode, ministrul afacerilor interne, care a susținut o conferință și a liniștit România și a spus că nu se va implica nici pe departe în acest conflict armat. De asemenea, el a însoțit delegația străină formată din Ylva Johansson, care a anunțat că va fi pregătită să ajute autoritățile române. A spus că a rămas impresionată de modul în care s-au mobilizat aceștia și mai ales de modul în care s-au mobilizat oamenii, pentru că vorbim de oameni care pur și simplu au vrut să ajute și și-au luat mașina, au adus aici alimente, au cumpărat cele necesare, baxuri de apă și au venit aici să ajute ucrainienii. Românii au dat dovadă în aceste zile de o solidaritate ieșită din comun, pe care oficialul străin a remarcat-o, bineînțeles. Începem să mai vorbim cu oamenii care s-au ocupat și au stat aici, practic, 24 din 24 de ore, vorbim de oboseală, dar asta nu mai contează în momentele astea, pentru că e nevoie de voluntari, de oameni care să ajute. O să rog pe colegul meu să vină. Eu vă spun, vreți aici? Da. Ce desfășurați aici? Ce acțiune? Noi suntem de la începutul acestor evenimente nefericite aici în Vama Siret și încercăm să ajutăm, să sprijinim cu tot ceea ce putem noi. Oferim prin translatorii noștri posibilitatea de a înțelege pe cei care vin aici cu diferite probleme. Încercăm să le oferim hrană, ceai, cafea cald, pături, servicii de transport, cazare și tot ceea ce ni se solicită. Principal pentru noi în momentul de față este să încercăm să organizăm un convoi umanitar de câteva mașini care să ducă alimente în partea cealaltă, unde știm că este mare nevoie și de alimente și de medicamente și toate celelalte care sunt necesare în astfel de situații. Din partea cui sunteți? Noi reprezentăm Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților și, așa cum vă aminteam și mai la început, suntem chiar din primele momente ale desfășurării acestor evenimente și sperăm ca pe parcursul șederii noastre aici să putem fi de folos la cât mai mulți dintre cei care intră în țara noastră. Bănuiesc că e și o oboseală la mijloc, dar în același timp ați aflat, cred că, niște povești cutremurătoare ale oamenilor. Sunt povești cutremurătoare, sunt povești de viață. Fiecare care vine aici vine cu câte un bagaj impresionant. Nu reușim să stăm de vorbă cu toți, vedeți, sunt foarte mulți cei care tranzitează, însă simțim durerea lor, frica lor și nesiguranța zilei de mâine pentru ei. Acesta cred că este și principalul motiv pentru care încearcă să-și găsească un loc ușor, călduros și cu pace în altă parte. Cum vi se pare că au reacționat autoritățile locale și chiar naționale? Noi colaborăm bine cu autoritățile locale și cu cele județene, cele care gestionează această criză. Suntem în permanentă legătură cu ei, avem un centru de comandă la nivelul Arhiepiscopiei la care centralizăm tot ceea ce apare din punct de vedere al cazărilor, posibilitățile noastre de transport pe care le putem oferi și totodată și solicitările care ne vin. Am reușit și am efectuat împreună cu cei care ne sprijină transport spre Polonia, spre Italia. Încercăm, așa cum vă spuneam, să sprijinim autoritățile cu tot ceea ce ne stă și nouă în putință, bineînțeles și la solicitarea lor, dar și în mod direct pentru cei care vin și cer sprijinul direct. Avantajul, pe de o parte, pe care îl avem, din ceea ce am observat,
cei care trec pe aici prin Vama Siret și mai ales faptul că sunt în mare măsură creștini ortodoxi, au oarecare încredere atunci când văd o ținută preoțească și apelează la noi pentru mai multe probleme care poate nu și le pot rezolva până la punctul în care ne găsesc pe noi sau probleme care poate le consideră mai deosebite, mai importante. Și am văzut că mai sunt voluntari aici care fac același lucru, care ajută oamenii. Cât credeți că mai puteți suporta valul acesta de refugiați care intră totuși în țară, cum își spun timpul? Mai aveți provizii? Mai aveți nevoie de ceva? Provizii avem, suntem și în momentul de față într-o colectare, să spun, de provizii. Suntem sunați de foarte multe persoane din țară, de asociații, chiar și din străinătate, pentru a încerca să vină în sprijinul nostru. Noi avem deschise 3 centre de colectare ale acestor produse care se adună și încercăm, cum aminteam, să organizăm un convoi prin care să putem să trimitem parte din aceste ajutoare, din aceste produse, să le trimitem dincolo de graniță. Sunt mulți care încearcă să sprijine, sunt de la diferite fundații, ONG-uri, poate chiar și alte culte religioase, însă fiecare are dorința de a sprijini, de a ajuta și dacă toți facem același lucru, înseamnă că dacă avem același scop. Ce părere aveți de conflictul armat dintre Ucraina și Rusia? Da, vorbim. Cred că este prea mult pentru mine să mă exprim. Bănuiesc că sunt niște tensiuni care mocnesc de mai mult timp, însă sperăm să se termine cât mai repede, pentru că va fi greu și pentru țara noastră și pentru întreaga lume dacă lucrurile acestea, tensiunile acestea continuă. Vă mulțumesc tare mult și felicitări pentru ceea ce faceți. Să rămână, vă mulțumesc. Continuăm să transmitem de aici live. O să-l las pe colegul meu să filmeze puțin atmosfera de pe stradă, de aici, de la Vama Siret. Revenim aici cu niște oameni care pur și simplu au ales să-și rupă din timpul lor și să vină să ofere cazare refugiaților ucrainieni. Bună ziua! Bună ziua! Ce faceți aici? Cu ce... Am venit cu ceva ajutoare, pături, mâncare și acum poate găsim o mămică, un copil, 2-3, să le oferim cazare și mâncare. De unde? O lună, 2-3, cât trece. Cât e nevoie. Noi suntem din Buzău. Am înțeles. Și de unde inițiativa asta? Adică sunt mulți care se tem să facă acest gest. Dacă ai inima, faci orice. Fără inima, nu faci nimic. Ați rămas impresionat de poveștile refugiaților ucrainieni? Din ce am văzut, la știri. E dureros. Bun, și ce vă determină să stați în frig, să oferiți ajutor? Din puțin, puțin nostru, să ajutăm exact, și pe ceilalți. Exact, să ajutăm și pe ceilalți. Mulțumim tare mult! Cu plăcere! Dacă aveți ceva, eu știu, sau știți ceva și ne puteți ajuta cu cea mai mare plăcere. Credeți așadar că oamenii sunt foarte solidari în aceste momente cu refugiații ucraineni? Vorbim de adevărate drame în spate. Stăteam de vorbă cu o mămică care avea un copil nou născut și care plângea și spunea că și-a lăsat soțul în Ucraina, dar acesta nu știe nici măcar să țină pușca în mână și nu știe ce o să-l aștepte ziua de mâine. Dincolo de graniță au loc explozii. Rusia a bombardat deja principalele orașe
ale Ucrainei și continuă să o facă, ne ținând cont de faptul că mor oameni nevinovați, faptul că se destramă familii, se pierd familii. O să încercăm să vorbim aici cu un grup de refugiați. How do you do? What is this and what do you think? It's our evacuation. We just need to get away from Ukraine because it's not safe there. So yeah, so Romanian people are very hospitable, so thank you for that. And hopefully it's all get well and go back to study. And, do you stay in Romania now? For now, yes. So we're waiting for our plane to come so we can go to our countries. Okay, I understand. Thank you. Thank you. Pentru cei mai mulți refugiați care vin aici, nu o să rămână în țară, o să plece, o să continue să meargă spre Cehia, Polonia, Italia, așa cum spuneam. Cam aceasta este atmosfera în Vama Siret. O să-l mai las pe colegul meu să mai filmeze câteva cadre de aici. Noi rămânem aici în Vama să transmitem informații, să vorbim cu ucrainienii, cu refugiații, să le aflăm poveștile. Într-adevăr, vă spuneam că sunt povești cutremurătoare. Nu ne-am mai fi gândit că în zilele noastre putem trăi asemenea lucruri. Nu ne-am fi gândit că ar începe un al treilea război mondial, practic, pentru că vorbim de un conflict armat dureros, care nu ține cont de nimic și nici măcar de oficialitățile europene, care în aceste zile au sancționat Rusia, că le-au oprit toate mijloacele de comunicare, mijloacele de informare. Pentru Rusia nu contează acest lucru, pentru Putin nu contează acest lucru și el continuă să bombardeze Ucraina, iar refugiații continuă să vină la noi în țară prin acest punct de trecere al frontierei, prin Vama Siret, continuă să caute un loc sigur, să fugă din calea conflictului armat, să-și salveze viața. Vorbim aici de o luptă de viață și de moarte. Vorbim de o nevoie a oamenilor, a refugiaților ucrainieni, de solidaritate și de ajutor. O să-l las pe colegul meu să filmeze ce se mai poate filma și să mai transmitem puțin din atmosfera de aici. Cam atât de aici, dragilor. Noi continuăm să rămânem aici, să transmitem informații. Rămâneți pe NSTV Channel, urmăriți pagina noastră de Facebook, pentru că aici vom încerca să intrăm live cât de des se poate și cu noi informații care apar pe parcurs. Este adevărat că valul de informații vin una peste alta tăvălug și uneori ne bombardează cu aspecte noi care se întâmplă dincolo de graniță. Aici lucrurile sunt liniștite, dar când ne gândim că la câțiva kilometri de aici, la câteva sute de kilometri de aici, lucrurile nu sunt deloc așa. Eu vă mulțumesc tare mult pentru atenție, rămâneți cu NSTV Channel!